Salutare tuturor fraților și bine v-am găsit la un nou episod foarte, foarte special și probabil vă gândiți, bă, ce caut iar aici, ok? Ce treabă mai am la statuile astea? Mă vedeți aici în fiecare episod, am ajuns, fac toate statuile din lume, ești nebun? Ei bine, este o poveste destul de interesantă, dar înainte v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe pentru că mă ajută super, super mult și hai să vedem ce treabă avem noi astăzi și cum a început totul. Bună ziua, domnule Jbinar! Uite... Jbinar? Eram și eu prin zona pe aici, random. Ce coincidență să vă găsesc în acest loc uitat de lume. Am înțeles, doamne, chiar ce lume nebună. Ce lume nebună. Ce lume nebună. Am o treabă cu dumneavoastră. Din câte am înțeles, dumneavoastră ați construit două statui de genul, nu? Da, de-aia, uite, aia lui Zasami în stânga, nu sunt atât de mândru, nu știu ce, dar okay, parcă... Ok, stai că am lupa la mine. Parcă nu seamănă totuși cu Sami, dar nu-mi dau seama unde am greșit. Da, nu știu. Ceva e greșit. Picioare. S-a dat la picioare să fie greșit. Cred că am pus ceva blocuri de mai multe culori și arată ciudat. Cred că la picioare cred că e problema. Da, ai dreptate. Dar sincer să fiu cu dumneavoastră, chiar îmi place cum a ieșit skin-ul dumneavoastră. Cel mai urât sunt mândru de Insanity, pentru că zici că are urechea parezată. Nu-mi deci urechea chiar e ciudată lui Insanity și are limba, deci limba are aceeași culoare ca... cravata, vezi? Cravata și nu merge. Wow, ce zici mă, că ăla? E limba, efectiv zici că se duce limba în jos. Ok, alu Silent i-a ieșit destul de bine. Mă rog, acum știi care chestia. Și care chestia nici n-avea cine știe ce. Dar ok. Nu vă speriați, nu mă dezbrac. Wow, se dezbracă! Păi de ce nu zici așa? Hai, tată! Bă, scos abia. Wow. Domnul Luca, am înțeles că faceți și comenzi speciale. Bă! Cred că mi-am deschis un business, un the business, cum s-ar spune la mine the în țară. Business. Da, și cred că mi-am deschis un business cu chestiile astea, pentru că am aflat că îmi place să fac statui în mărime naturală pe Minecraft. Și am zis, da, domnule, o să fac statui la comandă. Ok. Păi dacă tot a început moda asta, n-aș vrea să mă bag eu peste treaba dumneavoastră, așa merge și economia mai bine. Așa. Și știți cum e, aveți și voi și dumneavoastră nevoie de un ban, de un burger, știți cum e? Aici nu zici rău, să știi că nu zici rău, dar vezi că o chestie de-asta e cam scumpă. Sincer, o să zic de pe acum că e cam scumpă așa ceva. Ok, domnule. Nu știu că te ține portofelul, asta e singura problemă. Asta nu e problema ta, nu. Nu e problema? Bun, deci treaba asta în felul următor. Ok. Eu aș dori fix lângă dumneavoastră. Să ne luăm de mânuță așa. Dacă vrei poți să ne ținem de mânuță, dar nu cu statuia, așa. Și te pun așa pe mine, în cârca mea te pun. Da. Așa. Și cred că putem face o ofertă destul de specială. Ce ofertă? Ce ofertă ai propune puțin. Tu? Eu vreau să aud oferta ta. Ok. Deci eu aș dori ca... Eu am un preț în minte, dar nu o să-l spun. Vreau să-l zici nu tu. Nu mi-l spuneți. Fiți atent. Ia. Scrieți prețul aici. Prețul aici? Da, atât. Scrieți prețul și o să... Mamă, vezi că e insane. Lasă-mi cartea, dăm cartea. Nu o să o deschid. Ok. Ai scris, da? Am scris prețul. Eu nu o să deschid. Eu o să vă explic ce vreau și o să vă... Mamă, zici că... Știi cum e asta? Că la trucul de magie. Uită-te la o carte, dar nu-mi spune. Bun, fii atent. Ok. Deci, eu aș dori skin-ul meu, cum îl am aici, frumos. Ok. Dacă o să poți să faci ceva cu ochelarii mai speciale, ar fi foarte tare. Da, o să încerc să pun și ochelarii, așa. Ok. Ideea în felul următor. Eu aș vrea ca această statuie să fie terminată în mai puțin de 24 de ore. Se poate rezolva? Da, asta clar. Deci eu dacă mă bag la creație, domne, eu sunt om serios. Adică, uite-te la fața mea. Arată om neserios. Mai bine nu mă uit. Ok. Asta ideea chiar a durut. Următor. Mă rog, continuă. Ideea în felul următor. Eu n-aș vrea să îți dau materiale. Așa că voi plăti și pentru materiale și pentru munca depusă. Așa că, oferta mea este în felul următor. Ok. Ai dreptul la două cărți din shop. Orice cărți, plus 32 de diamante. Mamă, păi asta nu e... dacă știi ce ofertă ți-am scris eu acolo. Bă, nu pot să cred că ai pus altă ofertă. Deci eu zic în felul următor. Oferta mea este de 32 de diamante și două cărți la alegere din shop. Ce cărți ai tu nevoie? Protection, nu contează prețul. Nu contează prețul, adică gândește că poți să iei două protection. Și păi da, și cât costă protectionul la shop? 8 diamante. Protectionul, mamă, inflația!
Ești nebun? Inflația, ce să facem acum? Dar poți să-ți iei mending, dacă ai nevoie de mending, poți să-ți iei netteguri. N-am nevoie de nimic. Sau poți să-mi dai, fii atent, ori alegi tu două de acolo, ori îmi dai o comandă specială, orice carte. Și eu ți-o aduc. Ok, am înțeles oferta dumneavoastră, dar momentan eu nu prea am nevoie de... Da, asta, adică eu prefer să-mi cumpăr cărțile, că nu prea, nu știu la ce mi-ar mai trebui, mi-ar trebui un Protection 4, mi-ar mai trebui unul singur, dar prefer să-l plătesc pe ăla, sincer, okay, adică aș prefera banii gheață. Acum ia verificați oferta mea, ce am scris eu. Hai acolo. Să vedem oferta ta, eu aia, sincer, aia... o să mă sperii? Da, o să te sperii, e insane ce scrie acolo. Wow, 64 de diamante plus materiale. Și gândește că tu nu vrei să dai materiale. Okay, dar erau incluse materiale. Eu dă-l pe ăsta cu Ender Chest. Păi ești nebun? Vreau și eu. Stai, bun. Deci de ce nu am Ender Chest? Nu știu. De ce n-ai Ender Chest? Trebuie să am și un Ender Chest. Ok, continuu. Ok. Deci revin cu oferta mea. Bun. Deci nu vreau să-ți plătesc materialele. Tu nu vrei să-mi plătești materialele, eu nu vreau oferta cu cărțile, okay. Eu vreau doar bani. Ok? Bun. Deci putem ajunge la un interes comun. Ok, eu îți plătesc 64 de diamante, deci mai pun încă pe atât cât am pus eu, este foarte mult prețul, dar, îți mai ofer un Protection 4, pentru că ai zis că ai nevoie de un Protection 4 în schimbul materialelor. Ăsta e un deal mai mult decât perfect. Domnule, bate în palma dacă sunt complet de acord. Bă, what the fuck? Ce faci, mă? Stai, vine puțin. Nu, nu mai vin, lasă. Vine puțin, că vreau să inspectez ceva. Ce inspectezi, mă? Urcă-te aici, puțin. De ce? Nu vreau. Vreau să văd totemul ăla mai aproape. Uau, vreau să-mi vadă totemul. Oh, okay, my God. Bun. Asta deci, e legal. Tu o să te duci la așa. Shop, dar nu știu cum să facem cu plata. Eu îți dau de acum că ești băiat bun. Eu o să-ți dau plata de acum că ești băiat bun. Ok. Okay? Bun, dar în 24 de ore, dacă statuia mea nu o să fie aici, o să te dau în judecată. Ești ok, fii atent. Ca să ai garanție așa, fii atent. Așa. Deci, în cazul în care, fii atent, în cazul în care statuia dumneavoastră nu o să fie în 24 de ore fix în locul ăla lângă statuia mea, frumos acolo aranjată, eu vă dau dreptul, prin lege și pe dovadă video, audio, să-mi distrugeți statuia mea. Deci poți să-ți bubui statuia. Poți să-mi distrugi. Și poți să te dau statuia. Și în judecată. Și trebuie să-mi dai și diamantele înapoi. Și îți dau și diamantele înapoi. Okay. Momo, dar ce schimb e asta? O să îți scriu aici în carte un mic contract, da? O să scriu contractul contract și contract de vânzare cu cumpărare. Revenim după ce scriem contractul. Deci, contract de serviciu. Luca-Luc trebuie să execute o lucrare pentru statuia lui Sinner 22 în schimbul a 64 de diamante și o carte de Protection 4. Bun. Dacă acesta nu va respecta termenul de 24 de ore, este nevoit să înapoieze ce a primit și domnul Sinner 22 are control asupra statuii lui Luca Luc. Mi se pare foarte corect, domnule. Okay, dăm și ce? Să începem asta. Păi și ce? Trebuie să semn... Te voi plăti acum, poftiți, 64 de diamante. Să da, mă, 64. Să-mi bat piciorul că ești al băi, o statuie, ești nebun la cap, ce vrei da, să... Da, ai dreptate, plus materialele, da. Și materialele, mamă, Nina, materiale trebuie să tot vreau să le farmezi. Vreau să-ți în comentarii și la mine și la Luca. A meritat acest deal pentru o statuie? Eu zic că merită. Mie mi se pare un fair trade, gen și pentru tine și pentru mine. Mi se pare puțin cam mult, dar ținând cont cam de... mult? Că e inflație, da, sunt de acord. Păi stai, mă, păi, în primul rând e inflație, adică practic... Chestiile sunt mai scumpe acum, pentru că avem mult mai multe diamante. Doi la mână, nu am materiale. Nu știu, că nu era, gen, dacă era cu prețul de la început, probabil îți ceram jumătate stack. Ok, am înțeles. Dar, până la urmă, gen, gândește-te că trebuie să stau să farmez și materiale și n-avem... Da, sunt de acord. Uite, și bă, ce vrem? Domnule Luca-Luc, eu să mă duc în treaba mea. Ia, uite, salutare tu, vă rog. Salutare. Uite, am terminat un contract. Contract? Cum a să fie cu mine nebunul de Sinner 28? Da. Dar vezi că ți-am adus cu totul. Ai avut da, ia arată contractul. Eu vreau să vadă Q-Santi contractul, să-mi zică. Doamne, dar pusesem în ce țin, părere are. Ia mă de aici, ia. Opa. Vezi că e acolo. Contract statui. Nu păstă. Contract statui. Leniște în sală. Ia. Contract de serviciu. Luca Luc trebuie să execute o lucrare pentru statuia lui Sinner, în schimb a 64 de diamante wow. Și o carte de Protection 4.
Dacă acesta nu va respecta termenul de 24 de ore, este nevoit să înapoieze CA, votarea pagină, primit. Și domnul 22 are control asupra statuii Luca Luke. Sunt de acord. Grasul. Ce What? Părere ai de traidul ăsta? Ce părere aveți, domnul avocat? Eu chiar sunt curios de părerea ta obiectivă. Bun, liniște, stai liniște în sală. Părerea mea obiectivă este în felul următor. Luca Luke și-a căutat de muncă. Da, Luca da, tata. Și-a căutat de muncă. Așa. Și-a găsit cu Shiner 22 care are bani mulți. Da, tata. Prieten, Luca și Luke, profită. Dacă tot te ocupi de construcții, te ocupi și de dărâmări? Opa. Da, da. Da? Da! Pe cât cere să dărâmați ca statuia lui I-China, este mai capsului. Păi având în vedere că e împotriva legii, nu știu dacă se poate. Trei da. Diamante? Trei diamante. Băi, eu hai și cu două. E un preț bun. Două? Da. Ați auzit, da? Semnați și poftiți. Wow! Semnat, gata, asta a fost. Cred că nu o să ajungem toți la închisoare pentru da, probabil asta. Asta e puțin ilegal, dar... Semnați, domnul Gras, aveți o barcă? Ce, da. Acolo sunt mai multe. Gen. Da, poți să găsești. Wow. Pa, pa! Pa, pa! Pa. Șpa, șpa. Ok, deci practic ați văzut cam care este faza. Am luat o mare plată să mă ocup de statuia lui Sinner, pe care o să o fac fix aici lângă mine pentru că sunt foarte de treabă și am nevoie de bani, ok? Am nevoie de bani și de like-uri, așa că dați un like acolo. Bun, și o să îi facem statuia lui Sinner pentru că sunt foarte de treabă. Mi-am strâns toate materialele, tot ce e nevoie, am strâns aici, am făcut. Eu cred că avem cam tot ce ne trebuie și, bă, cred că o să ne punem pe treabă, adică, na. Ok, băieți, deci acum că a terminat platforma, putem să ne apucăm și de bază, practic. Deci dacă nu mă înșel, trebuie să lăsăm 4 aici. Deci avem 2, 3, 4, bun. Și venim așa, tot așa, cu 4, bun. Și aici o să venim cu 8. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și după aia ar trebui să rămână încă 4 aici, perfect. Și venim așa și le unim, da, toată. Și, practic, acum începe nebunia. Deci, de aici începe construcția. Nu o să trească să mergem vreo 8 în sus, parcă. Deci, avem 1, 2, 3, 4, stai așa să punem de-astea powder, 5, 6, 7, 8. Deci, asta ar trebui să fie picioarele, sau? Ok, cred că am încurcat eu și trebuie să fie, de fapt, 16. Deci, 8, 9, 10, 11, 12 sau 12? Ba, numai 12 erau, da, perfect, 12 erau. Ok, am cam uitat puțin... măsurile și am zis că o să mi le aduc aminte, dar apare nu mi le-am adus aminte. 12 erau, mă, 12 erau în sus. Deci 12 blocuri mergem în sus cu picioarele ca să facem prima parte a skin-ului, care practic sunt picioarele care oricum sunt toate în negru, că e la costum, ceea ce face totul mai ușor. Adică am noroc, frate, că skin-urile astea sunt la costum, că sunt mult mai ușor de făcut, așa că ne trebuie doar foarte mult negru, practic. Ok, băieți, oficial m-am ocupat de corp, practic. Ok, deci știu că e doar o chestie neagră uriașă, dar... este, ăsta o să fie practic și picioarele și corpul Sinner, ok? Deci vedeți că sunt la aceeași înălțime cu restul și acum o să ne ocupăm practic de capul lui, care o să vină cu niște teracota pe care nu am și trebuie să mă duc până acolo jos, oh my god. Bă, mie mi se pare că arată perfect, ești nebun, deci zici că mă uit la Sinner care e doar un Sinner mai mare, de fapt chiar asta este Sinner. Nu pot să cred. Doar întoarce-te și privește. Nu vreau să mă întorc, fii atent. Ok. Eu am venit cu capul în jos până aici, eu nu m-am uitat, eu așa am venit de acasă, okay. Uite așa. Uite așa, s-a căzut pe jos, exact. S-a împiedicat, am venit să-l iau eu cu roaba, mă rog, a fost complicat. Ok, lăsăm asta deoparte. Ok. Deci, Luca, ți-am dat banii, ți-am oferit timp. Okay. Au trecut aproape 24 de ore. Hai că au trecut 24. Hai că au trecut. Bă, ce? Au trecut cred că 18 ore sau ceva de genul. Da. Ok. Și tu mi-ai zis, mi-ai dat mesaj: "Bă, e gata." E gata, mă, creația, ești nebun. Ai dat finish. Da. Păi a trebuit să strâng materialele, a fost tot, a fost complicat.
Ok, eu sunt pregătit să mă uit. O să dau F5 și dacă nu seamănă... Băi, e identic! Meu... Identic? Bine, ți-am jură făcut cravata mai deschisă, că parcă e așa cam deprimantă, că e prea adevărat, închisă. Adevărat? Da, da, okay, da. Hai! Ești vreau pregătit să te uiți, da. 3, 2... Dă-te de aici, dă-te de aici, că fac hai F5-ul. 3, 2, 1... Ia! What? E la fel, mă, ești nebun? Nu prea e la fel, dar sunt... Cum, bă? Ia de spectator. Da. Hai să vedem. Deci, ia, în primul rând, cred că avem o... Ai o boală la ochelare, asta e singura fază. Gen, cred că ochelarii ăștia sunt de moși. Băi, mai bine de atât nu s-a putut, ok? Părul am încercat să-l fac cu mai multe blocuri de zi de maro, dar arăta foarte dubios. Da, zici că era o prăjitură, zici că aveai din alea... Știi cum sunt cookie-urile și au bucățe de ciocolată? Bă, fix așa arătai. Okay. Și sincer, o să dau complet vina pe skin-ul tău că n-arată atât de bine, dar hai să primim partea bună, nu poți fi mai rău decât al lui Insanity, uite. Da, corect. Știi cu asta mă consolez, gen, ok, e urât, dar nu e mai urât decât al lui Insanity. Să uite la Sammy, uite, putea să iasă ca lui Sammy. Dar de ce râzi, mă, că are 2 din și el? Păi bă, și el sincer, bătrân. Dintre toți, dintre toate skin-urile, cred că al lui Silent e cel mai reușit. De păi ce? Da, pentru că e foarte simplu, ușor de făcut, ești nebun. Da, să știi că îmi place și cum a ieșit al tău. Bă, și mie îmi place al meu. Bă, tu e dubios stil ca skin. Chiar aș bubui în capul lui. Wow. Hai, bă, că nu pot să zici. E decent. Ok? E decent. No, no, no. Băieți, vreau să scrieți în comentarii și la mine și la Luca ce notă îi dați lui Luca. Complet. Deci vreau să zic că al lui Silent și al tău sunt de 10. Gen, chiar da, v-au și, eu, și eu zic că arată cam la fel. Dar fii atent, mă. Eu așa am o provocare. Deci dacă e cineva la clipul meu sau al tău care crede așa că skin-ul ăsta chiar e prost, zice, bă, nu e ieșit deloc lui grasul ăsta. Okay. Eu aș vrea ca toată lumea să încerce să facă un skin de ăsta pe creativ, ca să vadă că nu e atât de ușor. Gen, skin-ul tău e mult trimită mai ciudat. Exact, că da, al tău are multe chestii 3D. La mine e plat. Știi, și la Silent la fel. Bă, da, ăsta e adevărul, dacă vă uitați puțin ia asta. Tu ai chestii, ia, dă-ți ochelarii jos, că poți. Dă-i deci din fii atent. Opțiuni. Cred că stai așa să căutăm. Skin, a, uite, fii atent. Vezi că îmi dau ochelari. Wow! Păi da, așa puteam să te fac, de exemplu. Dar uite, lol, dar uite-te, ochelul Silent. A, ba nu, și ai lui sunt așa. Uite, sunt ciudat, uite așa în... Zici că... Da, păi sunt la fel ca și ai mei. Deci așa sunt ochii mei în momentul de față fără ochelari. What arată ciudat. Fuck, e cursed. Da, și din capul arată ciudat. Nu ți se pare că am capul ciudat? Ba da, puțin. Da, am zis că mai bine de atât n-aveai ce să faci la d-astea 3D, da, știi? Da, pentru că al meu e 3D față. Adică de puteam să-l fac fără ochelari, dar arăta gen cum ai arătat mai devreme, no, și arăta ciudat, no, 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 puțin. No. Și nu-și dădea lumea seama că ești poate... tu, gen. Nu știu ce să zic cu ochelarii dacă să-i băgăm pe lateral înăuntru. M-am bă, uit așa. Știi care e faza putem să facem? Adică construcția per total e... Da, e gata. 95% gata dacă vrei să mai schimbi tu la ochelari sau de-asta la față. Dar corpul e exact mai mult de atât decât dacă vrei să schimbi tu cu la cravată. Vreau să văd ce am în cap. Nu ai bă nimic în cap. Bă, n-am nimic în capul ăsta. Păi și ce, eu am ceva? Nici eu n-am. Ia uite la mine. Ia. Nici tu n-ai. Ia uite, nu mai inseri. Ia uite bă, Q-Sanity, el are bă. Bă, are gaură în cap. Ia uite-te, vină sus, are gaură, Q-Sanity. Îi plouă în cap. Wow, Sammy săracu are toate Sammy bolile. Sammy trebuie să aibă restone. Ok, și Silent nici el n-are nimic. Deci, nici el nu are. Q-Sanity e un proverb, știi, aparențele înșelă. Deci el are cel mai urât skin, dar e singurul, da, cu creier, ești nebun. Cam așa arată, băieți. Bă, cam așa. Interesant. Bă, arată nu pot interesant să-l iau în serios. Când mă dau în spate și mă uit la toate skin-urile și mă uit la lui Sammy. Nu pot să iau. Dar fii atent când te uiți de aici, pune-te la mijloc. Hai mă, nu poți zici că arată rău al tău. Nu arată rău. Chiar n-arată, bă. Ți-am zis, mă consolează al lui Insanity. Băi, al lui Insanity, uite și tu, zici că are limba, se spală cu limba, ce face da, cu el? Da, nu știu care e faza. Zici că e Venom, da. Insanity. Da, mă, băieți. Sper că v-a plăcut. Ești din bă, spectator aici. Eu zic că ai și șmecher nebun. Hai, stăm ia, așa, ne luăm de mână, suntem ca frații. Să ne facem ceva în capul ăla, ne facem acolo bază secretă, ești nebun. Wow, bază secretă, păi nu mai e secretă, wow, că știe toată România deja. Exact. Okay. Bun. Merge și la Luca Luc. V-am pupat. Episod. Da, băgați tata acolo un like dacă vă place această serie. Dați o notă lui Luca. Și ne vedem. -4 îi dau eu. Data viitoare, tăiaș băi din gură. Șpa, șpa.